Bună seara, bun găsit la final. Armata israeliană este pregătită să intervină terestru în fâșia Gaza în orice moment. Peste 1 milion de oameni s-au deplasat în sudul teritoriului după apelul armatei israeliene. Sute de români sunt și ei captivi și așteaptă o soluție miraculoasă din partea autorităților române. Astăzi a avut loc și o ședință a guvernului de război de la Tel Aviv la cartierul general al armatei. Netanyahu a promis să zdrobească Hamas. Cu premierul Netanyahu ar urma să se întâlnească și premierul român, Marcel Ciolacu, care marți ar urma să zboare spre Tel Aviv. Cel puțin asta a circulat astăzi intens pe surse. Avem ocazia la această oră, doamnelor și domnilor, să o confirmăm în direct această informație alături de premierul Marcel Ciolacu, în direct alături de mine. Bună seara, domnule premier, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara și eu mulțumesc mult pentru invitație. Cu certitudine, sau nu? Cu certitudine, săptămâna viitoare voi avea minim o deplasare externă. Avem un G2G împreună cu guvernul de la Kiev, convenit de mai mult timp, de când a venit primul ministru Denis Vihal în România. Și în funcție de acest program o să vedem dacă se impun și alte deplasări. Este o situație tensionată. Trebuie să fim foarte corecți. Totul s-a declanșat de la un atac terorist condus de Hamas asupra cetățenilor din Israel și asupra statului israelian. Cred că de la 11 septembrie nu a mai existat un asemenea atac terorist. Deci, ăsta este adevărul. Deci s-a pornit. Eu mă uit cu atenție, la fel ca și dumneavoastră, și văd foarte multă prudență în atacul terestru pe care ar urma să-l inițieze statul israelian și guvernul israelian, armata israeliană. Am văzut și o știre îmbucurătoare până să vin la dumneavoastră, faptul că s-a dat drumul alimentării cu apă în sudul fâșiei Gaza. Cu adevărat, avem și noi cetățeni români cu dublă cetățenie. Ca să fim avem un număr exact a celor care sunt captivi în fâșia Gaza în momentul de față, domnule premier? Pentru mine și de asta... Că am văzut tot felul de pentru mine și numărător. De asta am și felicitat la începutul ședinței de guvern și Ministerul de Externe și toate serviciile implicate ale statului român în recuperarea cetățenilor români care erau în pelerinaj. Nu a existat nicio dispariție și niciun decedat. Aici vorbim de cei din Israel. Niciun decedat dintre românii cu doar cu cetățenie română. Sunt și mai este și o dispariție și cetățeni români cu dublă cetățenie uciși. Pentru mine și cred că pentru toată lumea. Ceea ce am văzut, ce s-a întâmplat la acel concert, cum s-a tras asupra tinerilor, cum s-a tras asupra copiilor. Deci a fost un act terorist. Până a judeca reacția, și eu sunt ferm convins că reacția statului israelian nu o să fie una de a îndrepta o nedreptate cu altă nedreptate. Toată lumea este acum foarte alarmată și vor să folosească această situație cu totul altceva. Bun, nu dar, știu, repet, ați văzut am văzut la... multă prudență. Avem și noi cetățeni în fâșia Gaza cu dublă cetățenie. Avem un număr? În jur de 230-250 care au apelat deja la Ministerul de Externe, la ambasadă, la consulat. Se ține în toată această perioadă legătura cu ei. Până în acest moment, nimeni, niciun cetățean, nu neapărat cu dublă cetățenie română-israeliană, nici cetățeni americani, nimeni nu a ieșit din fâșia Gaza. Nu s-a ajuns încă la o mediere și la un compromis, la o formulă pe unde și cum se va face acest lucru. S-au propus anumite coridoare verzi, nu s-a reușit să se ajungă la această discuție. Am văzut confirm foarte clar, există o celulă de criză care funcționează 24 din 24. Tot cursul zilei de astăzi am avut legătură cu celula de criză și cu decidenții de acolo și încercăm împreună și cu celelalte state, mai ales din Uniunea Europeană,
dar și cu Statele Unite ale Americii, să luăm deciziile cele mai bune faptul în ceea ce privește cetățenii. Faptul că mai multe state, inclusiv Statele Unite, nu au reușit să-și extragă cetățeni din fâșia Gaza, e un argument pentru care contraofensiva la sol, ofensiva izraeliană la sol nu a început? Ofensiva nu va fi împotriva cetățenilor evident palestinieni. Evident că nu, tocmai de asta. Ofensiva este împotriva Hamas. Nuanțele o organizație teroristă care au avut un atac terorist, repet, cel mai grav după 11 septembrie. Nu, dar încercam să înțeleg dacă asta e ce ține pe loc în momentul de față armata izraeliană. Faptul că nu s-a ajuns la un consens prin care cetățeni... Nu, asta arată maturitate și arată că nimeni nu e mânat de o dorință de răzbunare. Uh-huh. Cu adevărat, anihilarea Hamasului mi se pare un lucru firesc și un lucru, cred că, pe care îl așteptăm cu toții, și eu și dumneavoastră, pentru că nu se poate. Nu poți să ieși, să ameninți întreaga Europa că vor fi atentate. Despre ce vorbim, așa? E un atentat la democrație și la viața noastră. Nu așa funcționează lucrurile. Dar cum se vede din perspectiva unui șef de guvern a unei țări membre NATO faptul că există voci chiar din interiorul NATO, și mă uit la Turcia, care a avut niște reacții din nou în contrasensul reacțiilor occidentale, așa cum am văzut că s-au poziționat și când a venit vorba de războiul din Ucraina? Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Și fiecare își ia măsurile pentru a menține acest echilibru. E un joc politic, dar este o zonă foarte sensibilă. În continuare am văzut astăzi reacții venite din fâșia Gaza dinspre români care sunt blocați acolo. Spuneau că nu se pot deplasa în sud. Sunt cazuri, zeci de români, zeci de românce cu copii, care au rămas blocați. Exact. În fâșia Gaza, care au dublă cetățenie. Bun. Și n-au putut să-și părăsească casele. N-a putut absolut nimeni. Uh-huh. Nimeni în acest moment nu a ieșit din fâșia Gaza. Nu, dar nici măcar n-au putut să plece în sud, acolo unde li s-a indicat de către armata izraeliană că ar fi în siguranță. Ba nu, marea majoritate s-au comasat în sud. Repet, există grupuri în acest moment la celula de criză și se comunică cu aproape fiecare dintre ei, dintre cei care au apelat. Stați puțin, că asta e o informație importantă. În momentul în care apelezi la ambasadă și la consulat, automat îți lași și telefonul de identificare și din acel moment a început această comunicare. Dar asta e foarte important. Din cei 230-250 de români, dintre cei care au solicitat că doresc exact, să fie evacuați. Exact. Spuneți, majoritatea au ajuns în sud? Nu știu. Nu are rost să intrăm în niște detalii care s-ar putea să le facă rău acestor oameni. Dar se comunică cu acest grup de români care au solicitat Ministerului de Externe și României ajutorul și... Domn premier, emisiunea sunt asta ferm convins, sensul sunt ferm de a clarifica convins, niște lucruri care până acum nu au fost clarificate. Convins, sunt ferm convins că până la urmă vom reuși, fiindcă, vedeți, cu toții suntem angrenați în acest lucru. Și au fost și alte informații vehiculate, că cei din Hamas ar folosi populația civilă ca scut uman, pe mulți nu-i lasă să plece, le-au imobilizat mașinile, le-au luat documentele. Există astfel de situații și în ceea ce privește cetățenii români? Aveți informații? Au ajuns astfel de informații la celula de criză? Este o zonă de conflict, cu o dinamică foarte mare, și cred că responsabilitatea noastră este de a păstra calmul și de a lua deciziile corecte și foarte bine informate. Și de a avea un plan coerent, repet, și cu celelalte state. Și pentru familiile, și depășim momentul cu această ultimă întrebare, pentru familiile celor care... În acest moment nu sunt motive de îngrijorare asupra vieții lor. Sunt toate șansele ca ei să părăsească în siguranță fâșia Gaza, spuneți. Cu toții sperăm cât mai repede să întâmple acest lucru. De aceea vedem foarte multă prudență. Deci eu înțeleg și temerile că cine vrea să răzbune, fiindcă s-a creat multă emoție să vezi niște copii de 2-4 ani în cuști, sigur, decapitați. Sunt lucruri care creează foarte multă emoție. Să-ți trimiți copilul la un concert și acolo să fie omorât cu mitraliera, împușcat, alergat cu mașinile, au creat o emoție.
Se pare că totuși s-au luat deciziile corecte și până acum intervențiile militare au fost unele foarte bine țintite și cei vizați doar ei au avut de suferit și sperăm să rămânem în același echilibru. Dar este totul într-o dinamică foarte mare. Și în momentul de față încă nu puteți confirma această întâlnire de marți așa cum a apărut ea astăzi pe surse? Nu. Credeți, din perspectiva informațiilor la care în mod evident dumneavoastră aveți acces și noi nu, că acest conflict dintre Israel și gruparea teroristă Hamas are capacitatea de a degenera într-un conflict mai mare? Cu toții, și ați văzut și deplasarea domnului Blinken, am înțeles că luni este din nou în Israel, cu toții încercăm în Egipt, ultima să ne implicăm oară. Să menținem un echilibru. Da, am văzut că România s-a implicat și în acest efort de a extrage cetățenii ucraineni de pe teritoriul Israelului. A fost o rugăminte și a Comisiei și a forurilor europene de a face acest lucru, fiind mult mai facil, deoarece știți că în Ucraina nu se poate totuși ateriza și nu se poate... Cred că a fost vorba de aproape 3.000 de cetățeni ucrainieni. Statul român nu a cheltuit niciun ban pentru acest lucru. Statul român s-a implicat logistic la rugămintea partenerilor europeni. Totul a fost suportat de forurile europene. Bun, dar chiar dacă ar fi fost o cheltuială a statului român, umanitatea nu cred că are cost. Văzut anumite știri. Statul român nu e. În schimb, iertați-mă, mă mândresc acest lucru. 3.000 de ucraineni care statul român rămâne... a avut capacitatea să organizeze un astfel de lucru cu avioane închiriate, plătite de la forurile europene. Deci, și faptul că Uniunea Europeană ți încredințează astfel de lucruri, denotă că serviciile noastre, statul român, are această capacitate. E un lucru care ar trebui să ne bucure, nu să-l luăm în derâdere și să comentăm asupra lui. 3.000 de ucraineni care vor rămâne, au rămas în România? Nu, sau? Foarte marea majoritate au tranzitat România. Și s-au dus? Foarte puține persoane. Au avut alte destinații. A, deci România a avut doar acest scop strict de a-i a fost un extrage. Tranzit. De a-i... A fost un tranzit. Mi se pare că în jur de 48 de persoane au solicitat să rămână pe teritoriul României. Mm-hmm. Dintre ei. Și dacă tot am deschis subiectul pe Ucraina, pe domnule premier, am avut vizita președintelui Zelenski săptămâna trecută și am văzut că România are un nou parteneriat strategic cu Ucraina. Într-un an și jumătate de război, sau chiar mai bine, România a fost printre statele europene care a ales calea netransparenței în ceea ce privește ajutorul ucrainean. Dacă ne uităm la Polonia, la țările din Est. Am avut un ajutor multidimensional pe toate palierele. Nu am detaliat niciodată acest lucru. Când v-ați întors de la ultimele discuții de la Bruxelles în ceea ce privește deficitul, ați spus în declarația aceea de presă, îmi amintesc, că ajutorul a constat undeva la 2-3% din PIB la un moment dat, nu? Sunt cheltuieli directe și cheltuieli indirecte. Vă rog. Sunt anumite măsuri care s-au luat, de exemplu, pentru fermieri. S-au adus anumite subvenții și anumite măsuri de a echilibra pierderile fermierilor și cred că toate aceste lucruri, cum am venit, știți foarte bine că războiul din Ucraina a declanșat o criză energetică, unde statul român, până la urmă, ca să fiu elegant, până la urmă a venit cu măsuri ca populația și economia să nu sufere mai mult decât trebuie. Toate aceste lucruri le discutăm cu Comisia și în prisma deficitului bugetar, dar plecând, eu când m-am dus la Bruxelles, primul obiectiv a fost ca România să nu plătească o amendă de 0,5% din PIB. Atât trebuie să plătești, îți asumi când depășești deficitul bugetar. Și am făcut împreună cu ministrul de finanțe o centralizare a tuturor cheltuielilor în urma directe și indirecte datorate sau din cauza războiului din Ucraina
Și cu adevărat suntem, cred că cele convenite până acum sunt între 0,7 și 1% din PIB. Lucru care automat duce ca România să nu plătească această amendă de 0,5%. Urmând ca, de exemplu, la ședința de săptămâna viitoare la Ecofin a Ministrului de Finanțe, cu comisarul responsabil, să începem dialogul pentru închiderea deficitului pe anul acesta și cu perspectiva pe anul 2024. Dar de aici înainte, domnule premier, în ce constă angajamentul nostru în acest parteneriat strategic? Adică, concret, ce a obținut Zelenski de la România pe mai departe? Constituțional. Așa. Este al președintelui României de a iniția și de a semna parteneriate strategice. Plata o faceți dumneavoastră, guvernul, domnul Ciolacu. E conform Constituției. Da. Și cred că e atributul președintelui și cel mai în măsură să vă răspund. De că ne copleșește cu interviuri și cu declarații publice și avem ocazia în repetate rânduri să-l întrebăm. Sunt unul dintre politicienii care doresc să respect fiecare putere în statul român să răspundă de atribuțiile pe care le are. Am avut anumite discuții cu președintele Zelenski în ceea ce privește acest parteneriat strategic. El a fost propus în timpul vizitei și creionat în timpul vizitei și presupun că o să vorbesc mai multe și cu domnia sa și când voi merge la Kiev și cu primul ministru Denis Șmihal. Păi da, dar nu considerați oportun ca și populația României să știe în ce constă acest parteneriat strategic? Deci nu sunt eu am înțeles, în măsură de a detalia. Păi doamna Udovescu nu dă interviuri, domnul președinte Iohannis nu dă interviuri. El este declanșat în momentul acesta, sunt negocierile dintre evidenția României și a Ucrainei și sunt ferm convins că în perioada următoare se va ști. Păi uite, de exemplu, acordul de navigare pentru Băstrăie și toate lucrurile acelea. Nu există așa ceva. Nu. Au fost date tot de domnul Aurescu prin semnătură a domniei sale în baza statului român, dar niciodată făcut public acel acord. Noi nu știm ce cuprinde. Nu există nicio... Este exclusă o navigație pe canalul Bistroie în scopuri comerciale în acest moment. S-au încercat anumite demersuri pe lângă comisie. Am fost și eu la președinta comisiei, mi-a explicat foarte clar și doamna comisar Băleanu explica foarte clar, nu este prins în niciun program european acest lucru. Ca în să niciun coridor de transport, spuneți. Să închidem adică, deși solicitările ucrainene au existat în sensul ăsta. Categoric, dar stați că nu trebuie să... Trăim în 2000... Vă și răspund, e o discuție chiar corectă. Suntem în 2023, fiecare... Nu trebuie să judecăm pe cineva care spune ceva sau care cere. Păi nu, că noi încercăm să judecăm pe aia care dau. Ministerul Transporturilor Sorin Grindeanu a venit cu anumite soluții. Avem, cred că, un parteneriat și cu Comisia, cred că și cu un stat european care ne-a ajutat ca să facem navigația pe brațul Sulina și pe timp de noapte, astfel încât să creștem traficul. Să suplimentăm traficul, da. Și poate și niște modificări la tonajul vapoarelor care tranzitează astfel încât să fie mai eficient. Sper ca la Kiev, și am și spus președintelui Zelenski când a venit, că e mult prea axat acest tranzit a cerealelor pe zona rutieră și avem soluții mult mai bune pe zona feroviară și pe Dunăre și cred că vom veni cu foarte multe lămuriri și cu altă abordare. Pe discuțiile astea au existat niște solicitări și au existat niște contraoferte din partea statului român, să înțeleg. Faptul că am reușit cu Comisia Europeană și cu primul ministru al Ucrainei în 48 de ore să găsim o soluție de licențiere și a exporturilor pe teritoriul României controlabilă și cu care a fost de acord și Ucraina, devenind un model pe urmă și pentru Bulgaria, și pentru Polonia, și pentru Ungaria, cred că am reușit până la urmă să ne respectăm unii cu alții, să înțelegem contextul prin care trec ei, fiindcă îi ajutăm în continuare cu tranzitul. Cu tot respectul, dacă nici noi n-am înțeles prin ce trec, noi românii, care am fost mai mult decât suportivi, cum ar zice partenerul strategic. Câteodată și în viață sunt persoane care cred că li se cuvine. Important e să încerci să-i explici că nu este chiar așa. Am ajuns la
compromis și cu, în ceea ce privește minoritățile și... Care a fost compromisul în ceea ce privește minoritățile române din Ucraina? Cu certitudine de la Kiev, o să fac un anunț și eu și primul ministru al Ucrainei, fiindcă drepturile minorităților trebuie să fie în oglindă. Ce facilități și ce drepturi au ucrainienii pe teritoriul României, aceleași drepturi le vrem și noi în Ucraina. Plus că sunt foarte mulți români, etnie română, care participă la războiul din Ucraina, totuși. Și ați găsit înțelegere de partea ucraineană? Da. În sensul ăsta? Moment avem drafturi pregătite pentru acest lucru și de modificări legislative. Deci spuneți că legea România care a fost adoptată în timp de război în Ucraina va fi amendată în sensul discuțiilor România de la București. România este unul din susținătorii aderării la Uniunea Europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova. Există și în acest context o negociere și niște solicitări îndreptățite a statelor vecine. Și această declarație? Adevărat. A trecut o perioadă lungă de timp de când lucrurile nu au fost privite, din punctul meu de vedere, punctual și ținut de ele pentru a se face un push pe ele pentru a se rezolva. Okay. În acest moment sunt identificate și împreună și cu cu Ministerul de Externe încercăm să nu mai bujbuim în ceață așa. Esența acestui acord care e? În oglindă, aceleași drepturi care sunt în România trebuie să fie și pe teritoriul Ucrainei în ceea ce privește minorități. Mai mult, limba moldovenească să nu mai existe, fiindcă ea n-a existat niciodată. Este o invenție, este predicatul Moscovei. Este o invenție a Federației Ruse, mai ales pentru Basarabia, pentru cetățenii români de pe teritoriul Basarabiei, ca să nu se mai numească român, să numească moldove. Asta e foarte bine. Și cât privește drepturile religioase, că au fost, știți foarte bine, niște încleștări de situații. Am avut și această abordare, a preluată consilierul de stat, domnul Olinici, are un dialog din acest moment și cu partea ucrainiană. Acolo s-a rupt biserica de patriarhia din Rusia. E un lucru mult mai complex, dar încercăm să le așezăm. Repet, e o dinamie, e un război în Ucraina. Sunt lucruri care s-au schimbat de când a pornit războiul. Iată că viața ne arată, domnule premier, că e un război și în Israel și cine știe că unde în altă parte vor începe, doamne ferește, conflicte. Viața trebuie să meargă mai departe. Statul român trebuie să implice. A venit primul ministru al Ucrainei, a venit președintele Ucrainei. O să merg eu. Am fost cu fost prim-ministru Nicolae Ciucă în Ucraina. Acum urmează să merg iarăși în Ucraina. E normal să fim cât mai aproape de aceste zone. Am înțeles. Și pentru agricultorii care ne urmăresc și care au fost cei mai afectați în această lucrurile perioadă. Lucrurile au fost depășite. Există riscul ca în continuare piața din România să fie invadată nu, de... Nu, s-a cum? Încheiat. S-a dat și o ordonanță. Știu, da. S-a dat ordonanță. Nu intră în țară, domnul. Adică, vă rog eu frumos. V-am enervat. Nu m-ați enervat. Da. Nu, doamne ferește. Da. Nu m-ați enervat. Așa. Nu, veniți cu o concluzie. Nu, vin cu realitatea, domnule premier. Lăsăm întotdeauna o suspiciune la un lucru care s-a închis. Deci, în acest moment, nimeni nu mai poate exporta pe teritoriu. Și statul ucrainian a luat această decizie și statul român. Am luat această decizie. Mai avem niște discuții în ceea ce privește Republica Moldova. Și cred că săptămâna viitoare și poate și cealaltă săptămână să închidem și această ordonanță și acest acord cu Republica Moldova, astfel încât fermierii români să fie. Nu se poate. Sunt niște condiții ca să exporți pe teritoriul României convenite cu partea ucrainiană. Doar pentru procesare, pentru în cazul în care nu au stocul asigurat, deci lucrurile. Nu poți să intri pe teritoriul României cu documente de... Păi nu cu documente, fără documente. Adică nu poți, nu știm cum funcționează instituțional România, domn premier. Adică ați descoperit și noastră când ați venit la Palatul Victoriei. Cum să intri cu documente și ce faci? Păi nu cu documente. Cum ieși din țară? Păi nu mai ieși. Îl comercializezi pe aici, că toată lumea cumpără. Te muți aici cu camionul, stai pe teritoriul României. Nu știu, mai cum. Păi cum a debutat toată această criză? Da, domnule, că nu suntem sat fără câini. Chiar... Asta sperăm și noi. Nu. Da. S-au schimbat multe lucruri între ei.
Și știți foarte bine aproape patru. Acest lucru. Aproape patru. Da. Deci spuneți că pentru restul lucrurilor din acest parteneriat strategic trebuie să întrebăm la Cotroceni. Vom vedea. Nu cred că e un... El este încă în negocieri. Și la capitolul aspect ludic, așa. Cuvântarea din Parlament, ce s-a întâmplat? Poate ne lămuriți și cu asta, că două zile cap de afiș a fost doamna Șoșoacă care l-a boicotat pe Zelenski. Chiar așa a fost? Eu am întrebat președintele Zelenski, da? Și mi-a zis că nu a avut de la început planificat un discurs în Parlamentul României. Eu fiind una dintre persoanele care mi-aș fi dorit să aibă un discurs în Parlamentul României, cred că nu a avut. Deci n-a fost pe agenda. Că de aici a fost o... Iarăși, răspund în numele altei instituții. Nu? Corect. Domn premier, intuiește spus... că aveți acces la niște informări, că așa nu v-aș întreba, știți? Nu, sunt parlamentar. Păi... Și eu îmi făcusem programul astfel încât să merg la Parlament. Dar pe urmă, de dimineață, am fost anunțat că președintele Zelenski nu dorește să aibă un discurs în Parlament. Deci inițial s-a intenționat. Poate a fost intenția noastră, a românilor. Și nu se închisese un acord cu partea ucrainiană. E ca în fotbal. Noi ne-am dorit mai mult victoria. Dar au câștigat tot ei. Da. Și cât privește... Știți, nu cred. Nu? Că un președinte a oricărui stat poate fi împiedicat de către o persoană... Asta speram să și să aud. Nu aibă un discurs în Parlament. Ca părut că doamna Șoșoacă face agenda României două zile pe televizoare și în mass media. S-a dorit acest premier. Lucru, dar este total fals. Adică chiar dacă s-ar fi produs doamna Șoșoacă acolo și s-ar fi este manifestat... Este aproape imposibil să se poată întâmpla acest lucru. Democrația e și cu urlet, și cu zgomot, și cu păreri contra. Au mai fost. Da. Și mi se pare că și în Italia și în Elveția. Mm-hmm. Dar e un lucru normal. Corect. Știți, eu am foarte multe întrebări și foarte puțin timp la dispoziție, dar nu pot să nu vă întreb și de politica de înarmare a României, domnule premier. Printre foarte multele întrebări care planează în spațiul public din România, a rămas încă neexplicată necesitatea armatei române de a cumpăra două submarine. Mai e de actualitate subiectul ăsta? Știți, înzestrarea armatei României se face la propunerea comandanților. I-am văzut într-o sată la televizor, da. La fiecare armă reprezentată. Și este o propunere de a se cumpăra două submarine. Eu, ca și prim-ministru, vă spun că nu sunt unul dintre cei care consider că România, urgența înzestrării armatei României sunt cele două submarine. Mai ales că procedura se declanșează acum, aceste submarine s-ar cumpăra peste mulți ani. Da. Fiindcă ele nu sunt fabricate, nu le are cineva pe stoc. Bine, la ritmul în care cumpărăm, noi e posibil să nu le cumpărăm niciodată, cum și cu fregatele, știți? Da. Chiar și la nivel de intenție. Spuneți că nu sunt necesare. Sunt și astfel de accidente. M-ați întrebat un lucru punctual și vă răspund tot punctual. Da. Eu, Marcel Ciolacu, vremelnic primul ministru al României, așa, nu consider în acest moment că România are nevoie de două submarine. Cred că altele sunt prioritățile. Dar decizia nu e neapărat. De acord cu dumneavoastră. Știți, vedeți, foarte bine că o astfel de achiziție se merge cu ea în Parlamentul României. Slavă Domnului, și da. Se aprobă în Parlamentul României. Dar vedeți român. Că, din nou, deci suntem la capitolul secretomanie. Cineva propune, da, asta nu înseamnă că s-au și cine propune, da. Pe urmă, trebuie să meargă prin CSAT, pe urmă merg la aprobare în Parlamentul României și la urmă se începe procedura de achiziție. Deci este un lanț cât se poate de transparent. Nu, știm. Și nu trebuie să ne... Iarăși, să ne alarmăm că un comandant a unei arme din interiorul armatei face o propunere. Eu Bun, când aud de două submarine așa la vreo 2 miliarde fără TVA, poate mi-am depășit atribuțiile. Poate că am iau palpitațiile. Poate mi-am depășit atribuțiile, dar v-am dat un răspuns și o părere personală. Eu nu cred că vi le-ați depășit deloc, pentru că vedeți dumneavoastră, în condițiile în care trăim într-o mare secretomanie, în care șeful armatei nu ne zice nimic, să lămurim mai șeful statului major nu ne zice nimic, noi într-un an și jumătate de război, domnule premier, cu un premier fost șef de stat major general cu 4 stele, n-am aflat și noi într-o conferință de presă de la Palatul Victoria, de la PNL, de la Colț de Stradă, păi, care e strategia armata României? Nu știu, pentru următorii 5 ani, pentru următorii 10 ani, cu conflict la graniță. Nu e o strategie ascunsă. Păi, dar nici publică nu e. Cu toate aceste înzestrări se vine în Parlament. Eu, ca și parlamentar, așa,
Nu cred că voi vota acest lucru. Asta cu submarine. Dar care credeți că e necesitatea imediată sunt a armatei? Multe. Sunt, în primul rând, sunt primele provocări. Uh-huh. Ceea ce avem cu dronele, la ele nu sunt trimise intenționate Federația Rusă. Dar vă referiți la dronele din Tulcea? E o intensitate atât. Nu au pus niciun pericol. Nu a fost niciuna cu explozii. A mai căzut una, acum două zile. Da, dar nu e... Dacă vă uitați pe hartă, vedeți că e un cot al Dunării, e un loc în care e posibil, e o acum, probabilitate mai mare, o dronă lovită să cadă. Lovită, la să ei, cadă. Da. Dar vedeți că acum dumneavoastră mi-ați ridicat-o la fileu și nu viceversa, așa că da. Profit și eu de moment. Mă rog. Dumneavoastră, ca premier, domnule Ciolacu, cum ați privit la spectacolul ăla? Nu e, domnule, nicio dronă. Am verificat fiecare grăuntă de nisip și la două zile distanță să vezi că toată ierarhia statului se schimbă, se sucește și zice... Bă, da, au căzut niște drone, nu știm câte, mergem să le căutăm. Nefiind o dronă direcționată cu intenție către da. Cineva, este o dronă deviată, poate și la nivelul apei, da. La nivelul Dunării, este aproape imposibil de interceptat. Dar, pe urmă, luând firul, fiecare dronă are o memorie, se vede un traseu din... E un roi întreg de drone când atacă porturile din, da. Din Ucraina. Deci există această probabilitate. Dar, repet, după cum ați văzut, nu toate dronele au încărcături explozive. Unele sunt pentru antieriană, sunt ca și contramăsuri, și cum sunt la elicoptere sau avioane. Și spuneți că e nevoie să ne pliem pe moment și că strategia României trebuie dezvoltată în funcție de evoluție. Strategia României, ce ar trebui făcut în zona respectivă? Trebuie să... Trebuie să găsim sistemul antidronă cel mai performant pentru a fi implementat. Achiziționat și implementat. Categoric. Dar în acest moment România nu este sub un asediu, nu este atacată intenționat. Că este un breaking news. Înțeleg. Bun, trăim în sala breaking news-ului, domnule premier. Sper că v-ați obișnuit. Cu certitudine. Dar ați văzut că și orice declarație de noastră. Acum cred că toată lumea e... Să alarmăm românii. Acum, numai teritoriul în Delta să nu fie. Ce? Că s-a complicat viața celor de acolo. Eu dacă aș avea timp, aș sta cât mai mult în Delta. Eu am vorbit cu cei de acolo care sunt patroni de restaurante, pensiuni și așa mai departe și n-a mai venit nimeni de când cu alertele. S-au anulat cam toate rezervările de prin Delta. N-am această informație. Adică și isteria asta cumva a fost în defavoarea locuitorilor de acolo. Deci nu a fost vreo dronă cu exploziv pe teritoriul României. Antiaeriană ucrainiană, e posibil să lovească o dronă, ea-și lasă încărcătura în momentul în care este lovită. E un sistem. Deci nu, și ca să închidem povestea cu războiul din ambele zone, domnule premier, ajutorul pentru Israel, l-am văzut pe domn doctor Rafila vorbind despre ajutorul medical și tot ce înseamnă efort omenesc care e la un moment dat posibil să fie dislocat în zona aia dacă au nevoie. Cu ce altceva stăm la dispoziția Israelului? Sunt în jur de 2000 de răniți. Și am înțeles că vreo 200 sunt în stare gravă. Presupun că la acest ajutor s-a referit domnul Rafila. Primul și în primul rând, cred că datoria statului român este să îi vedem pe românii cu dublă cetățenie care au solicitat statului român să părăsească fâșia Gaza. Cei care au solicitat de pe teritoriul statului israelian au fost aduși în țară fără excepții. Bun. Și bănuiesc că strategia guvernului se va calibra și în funcție de evoluțiile viitoare de acolo. Aș vrea să ne uităm și la ce se întâmplă în interior departe de această emoție de război. Și v-aș da un citat dintr-un coleg de dumneavoastră de guvern, poate vă și sună cunoscut, Marcel Boloș. E cel mai greu moment al vieții mele ca ministru de finanțe, nu sunt bani, e o rectificare bugetară pe datorie, facem o rectificare care este fără precedent pentru că nu presupune o majorare de venituri, ci o majorare de deficit. Domnul Boloș, e ziua și plângerea. Cum prinde un telefon, cum prinde un reporter, cum prinde un post de televiziune, începe să ne bage în panică. Eu un om foarte responsabil. Păi văd că trage numai semnale de alarmă. Eu respect din punctul acesta de vedere. A zis că fac aproape 4 luni. Da. Așa am numărat eu acum, nu știu, depinde de cine. Când am venit la guvern, n-am avut nici
bacheta lui Harry Potter, n-am avut nici lampa lui Aladdin. Am constatat un lucru și imediat am început să ne creionăm un program pe toate palierele. Și în ceea ce privește evaziunea fiscală, și în ceea ce privește cheltuielile bugetare, și în ceea ce privește veniturile și anumite inechități, fiindcă noi avem un sistem economic inechitabil. Lucrul acesta se vede, s-a văzut și la criza economică de data trecută. În acest moment România nu se află într-o criză economică. Dar nici bine are, nu se simte. România are o creștere economică constantă, oricum una dintre cele mai mari din interiorul Uniunii Europene, dar tot sistemul e construit inechitabil. Nu poți să ai excepții. Eu nu mai suport cuvântul excepție. Dumneavoastră nu mai suportați? Nu poți să ai excepții de 75 de miliarde. Nu poți să ai evaziune fiscală de 160 de miliarde. Eu stau și mă întreb. În acest moment este o discuție aprinsă care nu știu cât îi interesează pe români, cât îi alarmăm gratuit. Dacă închidem cu un deficit de 4,4, cum e cel asumat? Nu de către Marcel Ciolacu, cu certitudine. Dar de cine? E asumat de un inconștient. Cine? Și o să vin imediat la el. Sau închidem cu un deficit de 5,5 rezonabil. Rectificarea bugetară va avea la bază o altă țintă de deficit. Dar când o mai faceți? Că până acum se făcea în august, suntem în categorie. Octombrie. De ce o amânați atâta? Dar cu ce vă deranjează pe dumneavoastră că nu s-a făcut aceasta? Păi nu, pe mine personal nu mă deranjează, dar uite, deranjează pe cei din opoziție care spun că folosiți pușculița guvernului să vă faceți jocurile politice, să dați bani cu țărita la sănătate. Așa zic cei din opoziție. Să dați la transporturi unde vă convine noastră. Dom'le, sunt oameni normali la cap? Eu nu. Eu iau cu începutul, dacă vreți. Eu vreau să fiu un om elegant. Au fost la guvernare. Păi cu jumătate dintre ei guvernați și acum. PSD-ul, așa. Acel PSD a lăsat un deficit de 2,7%. Cu o datorie publică așa. De 37%. A venit un accident al istoriei. Cine, domnule? Cine a urmat după PSD? Haideți, domnule, dar spuneți cine? Orban? Nu știu, domnule. Domnule, au venit. Orban sau Câțu? Că ăștia doi au fost. Au fost mai multe accidente. Îi luăm pe rând, dacă păi vreau. Asta vreau. Care au dus deficitul României așa. La 9%. A fost o pandemie și un război, v-ar spune cei doi pe care îi invocați fără să-i numiți. Războiul a intrat guvernul Ciucă și s-au venit cu măsurile. Deci nu era niciun război atunci. A rezolvat-o Poate aveau ei război ei între ei, când stăteau prin birouri și fumau și pe noi ne țineau în casă. Așa. Au sărit. Da, apropo, se pierde ideile, că ați deschis acum o imagine, poate găsiți imaginea, Corban. Domnul premier, ați avut curiozitatea când v-ați dus la Palatul Victoria să vă interesați și dumneavoastră? Domnule, eu am timp de... Stați, că poate ar trebui să aveți timp, că sunt chestiuni de interes public. Câte izolete s-au luat? Câte vaccinuri s-au luat? No, lucrul acesta, am luat vaccinuri de un miliard, domnule premier. Cred că lucrurile acestea le-au făcut și instituțiile statului. Adică ajungem și la vaccinuri. Păi chiar vreau. Au ajuns la un deficit, de 9%. Dumneavoastră, spuneți, domnule, a fost pandemie. Bun, a fost pandemie. Vă rog frumos. Deci e o diferență între 2,7 și 9,2 de 6% din PIB, un punct procentual înseamnă 16 miliarde, deci vreo 100 de miliarde, 20 de miliarde de euro. Așa. Am îndatorat numai din deficit. Și unde sunt banii, domnule premier? Mai avem și o creștere a datoriei publice de la 37 la aproape 50%, toată și peste 50%, încă 20 de miliarde de euro. Deci ne-am dus la o datorie de 200 de miliarde. Și unde-s banii? Mai spuneți-mi un stat european care a făcut acest lucru. Nu mă interesează alt stat european, pandemia, domnule premier. Nu. Unde-s banii? Că o spuneți așa mistic, ca și cum Orban a fugit cu ei acasă. Da, domnule, n-am strâns nimic. Păi unde-s banii? N-au strâns, n-au colectat, n-au avut nimic în cap. N-au avut nimic. Păi de unde să colectez, au blocat dacă economia. Țara era închisă? Au blocat... Dom'le, dar și restul statelor europene nu au fost în aceeași situație ca și România. Ba da. Toate celelalte, ei au întors 2% din PIB în economie. Restul statelor europene au întors între 6 și 8% și 9% în economie ca să forțeze economia să funcționeze și în acea perioadă de pandemie. Păi noi ne-au băgat în casă, domnul
cristale. Eu știu că făceam declarații ca să-i zic părinții ca să noștri, la muncă, pe să părinții fac noștri, la... pe bunicii noștri, i-au omorât cu zile, da. Când au avut acces la sănătate. Nu răspunde nimeni. Am cumpărat vaccinuri de 1 miliard de euro pe care nu o să le folosim niciodată. A spus domnul Rafila, cred că la Zacman, că se expiră până, sau nu mai știu pe unde a zis. O să vin împreună cu domnul ministru al sănătății și o să punem toate documentele și o să arătăm. Dacă ne vaccinăm de acum încolo încă 50 de ani, fiecare de câte 10 ori, tot nu le finalizam. Dar n-a fost o decizie la nivel european pentru achiziție, domnule premier? Nu cred că a zis... Cine a obligat România să... De la mine 1 miliard. Păi cum să cumperi 100 de milioane de doze în plus față de ce ai avut? Am zis că dăm și Republicii Moldova. Nu așa era asta gândirea? Republica Moldova, lăsați-mi în pace. Nu știu, domnule, îi ajut, eu sunt eu avocatul lor în seara asta. Sunt 1,2 milioane de oameni, lăsați-mi în pace, că îi dădeam din ce aveam deja. E o minciună gogonată. Din adepții lui Șoșoacă. Ce aștept eu? Cu adevărat. Așa. Și nu sunt numai vaccinurile. Au fost și cu măștile neconforme, și cu fabricele care făceau măști, n-au făcut nicio mască. Și cu izoleta de 25.000 de euro bucata. Și cu... Spitalele alea la de carton, moment, apropo, da, spitalele alea de carton și Poniaș... La un moment dat, un fost procuror șef a anunțat că sunt, nu știu, 90-92 da. Dosare. Era în campanie electorală, așteptăm, să fie ales domnul premier. Așteptăm în continuare să aflăm adevărul ca tot român. Domnule, eu și la DNA a fost campania electorală, cum urmează și la dumneavoastră la, la politicieni. Convins, da. Eu sunt ferm convins că instituțiile statului, magistrații își vor face sigur, treabă. Să avem încredere. Deci ați moștenit o datorie chiar de am cât? Încredere, să știți. Doamne ajută. Ați moștenit o datorie de cât? Grosomodo, așa, nu mai luăm. De... Nu e o datorie. O gaură. Am avut un deficit asumat anul trecut de 6,2, am zis că ne cadrăm în 4,4. Problema nu e la acest... Eu nu o văd la acest mod, pentru că Uniunea Europeană înțelege foarte bine ce se întâmplă în România, cheltuielile, efectele cu războiul, cu criza energetică, faptul că fermierii au avut importurile de anul trecut foarte scumpe, între timp s-a ieftinit și grâul, și porumbul, și floarea. Deci, toată lumea... Avem un tablou întreg. Problema este cum este creionat și cum este creată această inechitate. Pentru că dacă nu înțelegem că nu poți să ai o impozitare a muncii, mai ales la veniturile mici, atât de mare, și o impozitare a capitalului atât de mică, toate aceste măsuri luate sunt insuficiente pentru un echilibru într-o societate europeană și de mărimea României. Și ați venit cu acest pachet de reformă fiscală. Trebuie făcută o echitate socială în interiorul României. Acest pachet este până când va veni reforma fiscală prevăzută cu adevărat în PNRR. Eu înțeleg și pe cei care au urlat în aceste 2 luni de ce dezastru aduce guvernul și Ciolacu. Dezastru din punctul meu de vedere al Marcel Ciolacu era dacă România era blocată definitiv de Uniunea Europeană și pierdeam aproape 70 de miliarde de euro fără de care România pleacă înapoi cu 5 pași. Păi am aici citatul complet din Boloș care zice că pierdem și banii europeni. Vreți să vi-l dau pe tot? Domnul Boloș, așa, repet, nu a mai fost ministrul finanțelor. A, și l-a luat emoția. Are o abordare, fiindcă a văzut și dânsul cifrele și faptul că o perioadă mult prea lungă nu s-au luat măsuri, fiindcă Comisia Europeană, să știți că nu ne avertizează de ieri de azi. Da. Aceste lucruri trebuiau luate într-un cadențar. Da? Ce nu înțeleg eu e, dom'le, n-am țipat când a venit un bezmetic și a îndatorat țara și a dus-o la 9% din PIB datoriu, deficit excesiv. Singurul stat european care avem acord cu Uniunea Europeană, în momentul în care am venit și am explicat foarte clar, nu atinge pe niciun om de rând nicio măsură fiscală luată de guvernul Ciolacu. Bun, stați puțin, că nu știi mai acum băncile cum se va reverbera asupra vi societății, se pare, că până la urmă băncile... Mi se pare că nu este supradimensionat sistemul bugetar? Mie mi se pare că da, domnule. Nu mi-e frică să fac reforme. Domnul Ciolacu, pe mine... Mie nu mi-e...
Pe mine tocmai deci atitudinea asta venit, m-a confuzat la dumneavoastră de când ați venit premier. Am asumat. Că voi aduce... Mi-ați luat revolta. Adică voi aduce... Eu trebuia să mă revolt, cetățeanul. Voi aduce politician. Măsuri suplimentare la combaterea evaziunii. Drastice. Trebuie să se termine odată în România cu astfel de șmecheri care urlă ca din gură de șarpe când... Deci ai niște privilegii, tu ești mai special decât alții. Dom'le, nu e echilibrată. În primul rând, nu e un mediu concurențial în zona privată corectă. Nu ai în zona publică impozitarea la nu fel a celor cu venituri, se mai poate a celor cu venituri mici. Domnule, să dau vouchere la cei care au salarii peste președintele României. Să te rog eu cu voucherul de vacanță. Deci, dom'le, nu contează când ai creșteri economice mari, când așa. Totul merge. Lucrurile acestea nu sunt evidente. În momentul în care ai o criză, ai un război, ai o pandemie, în momentul acela, vezi cât de vulnerabil și faptul că te îndrepți într-o moarte clinică. Eu nu pot să accept acest lucru. Am înțeles, lucru, foarte bine. Și nici nu o să stau. Foarte bine. Doamne, cred că e de apreciat că să fie un politician care să zică, băi, nu se sunt mai poate, s-a terminat cu sunt... bunăstarea. Că nu mai știți avem cine ce poate să facă dreptate în România? Dacă o să pun și o întrebare în emisiunea asta, aș fi tare bucuros. Știți când sunt alegeri și o fac românii la vot? Da. Sau instituțiile statului? Momentan nu avem alegeri. Mi-am pierdut încrederea în ambele idei. În acest moment nu avem alegeri. Și păi urmează. Cred că România așteaptă ca instituțiile statului să facă dreptate și așteaptă un guvern care nu neapărat să se plângă de ce a găsit. Da. Un guvern eficient și cu adevărat un guvern și un stat român eficient și cu măsuri în timp real. Domn premier, dar ce vă împiedică, domnule, să reformați ANAF-ul, să-l digitalizați, să creșteți încasările de TVA la buget? Cum cine mă împiedică, domnule? Uite, de trei luni de zile, da. De trei luni de zile personal, există o decizie a CSAT-ului, de trei luni de zile, niște funcționari din Ministerul de Finanțe nu vor să declanșeze digitalizarea ANAF. Cum, domnule, dar ce au făcut? Cum s-au închis în birou? Cum adică nu vor să declanșeze? Se apasă un buton de panică? Anul cum se declanșează? Anul acesta se va declanșa toată procedura de digitalizare a ANAF-ului. Așa. De ce nu v-a spus întrebarea asta de 32 de ani? Așa. Suntem ultimul stat din Europa care nu a făcut digitalizare. Păi de ce? Credeți că din cauza lui Ciolacu? Dar sunt tot felul de miniștri de finanțe, tot felul de luceafări, de umblă pe la televiziuni, își dau cu părerea. Dom'le, vă rog eu dacă îi mai prindeți, că îi cunoașteți pe toți. Sunt celebri toți. Ia ziceți, ce să-mi întreb? Dom'le, i-a întrebat, dom'le, de ce n-ai făcut, dom'le, digitalizarea? Păi cum l-a întrebat pe Teodorovici? L-a întrebat, de ce n-ai făcut-o? Că am plecat. Păi că trebuia să stea vreo 5 ani. Vreo 10, vreo 15. Așa. Cei de la Euronews, domnule premier, au făcut un calcul. Într-un singur an, în 2022, România a pierdut 37 de miliarde de lei din taxa pe care ar fi putut să o colecteze din TVA. 37 de miliarde. Noi aveți gaură de 47 de miliarde. Sau cât? De cât e gaura până la urmă? Și asta cu am ajuns să jonglăm cu miliardele, zici că ne dau bani afară din casă. Cât e gaura? Necolectarea la TVA e estimată în jur de 20 de miliarde. În acest moment. Așa. Păi nu s-a încheiat. Este la pachet, este la pachet cu evaziunea fiscală, care este estimată la 10% din PIB. 160 de miliarde de lei. Deci mai luăm 16 miliarde, deci pe acolo, peste 40 de miliarde. Iată gaura. Am venit cumva. Să știți că echilibrul ții atât din venituri, cât și din reducere de cheltuieli. Am venit ca fiecare minister să prezinte niște priorități. Ce este? Ce e un lucru atât de rău? Dar cine a zis că e rău? Nu, că ați spus mai devreme, că unii spun că să, domne, controlați dumneavoastră. Eu nu controlez nimic, adum. Nu, domnule, foarte bine să fie controlați. Investițiile principale în România sunt în infrastructura critică, în investițiile majore, în autostrăzi, în drumuri. Ele se multiplică, au o multiplicare de la 1 la 8, la 1 la 5. Există o îngrijorare în sensul... Dar nu este normal. Da. În cazul în care nu mai există un sac fără fund, fiecare ministru să-și planifice, fiecare ministru să vină să discute și să vină în guvern să spună, domnule, doamnelor colegi, domnule, prioritățile mele astea când sunt... Când trebuie să vină fiecare ministru să-și prezinte...
Din acest moment așa funcționează. Guvernul pentru a încerca să ne... Asta nu înseamnă că Ciolacu a decis să taie din investiții. Eu nu mai vreau. Vreau cu totul și cu totul alt act administrativ și guvernamental. Ca să-i ține sub control? Nu-i țin sub control. Nu am făcut rectificare. Am văzut că dislocați bani din pușculița fondului de rezervă. Eu nu am fond de rezervă. Și dați la sănătate. Nu este din fondul de rezervă al lui Ciolacu. Al guvernului, domnule, că v-am invitat în calitate de Marcel Ciolacu. Unde există o decizie ca 10% din bunuri și servicii de la fiecare minister să întoarcă înapoi la bugetul de stat. Păi ce, eu mă joc cu ei? Și că stați, domnule, că am crezut că e așa. Cum e? Adică... Deci când faceți rectificarea, că n-am înțeles? Dar care este problema cu rectificarea, că nu înțeleg? Că așa ne-am obișnuit să fie rectificare. O să fie, domnule, rectificare. Ah. Dar de ce? Care? Ce problemă au românii cu rectificare? Păi uite, se plâng instituția ale statului. Se plâng că nu mai au bani de salarii și... Ce ați văzut vreo instituție fără salarii? A, de, și cum? Domne, hai să le... Păi stați puțin, domnule. Poți să-mi transmit și eu ceva prin dumneavoastră? Noi vrem sau centralizare excesivă? Așteptăm ca fiecare instituție să vină cu un referat de necesități la premierul României? Cum adică? Cum adică, domnule, la cheltuieli? Păi nu v-ați săturat de cheltuielile bugetului de stat? Evident că anapoda. Ba da. Păi și atunci, e cineva fără pensii, fără salarii? Păi nu, dar nici nu vrem un tătuc care să împartă... Eu nu vreau nici un tătuc. Noi vrem un stat funcțional. Da, când va fi bugetul pe anul viitor, îl creionăm și îl ducem. Dacă lucrurile nu s-au realizat, cum s-a estimat, vreți să las lucrurile să meargă de la și sine? Și mai e un revers. Ne ducem în cap cu toții? Deci stați puțin, că nu sare nimeni în piscina goală, domnul premier. Pentru două luni de zile în care am cerut și nu... controlează Ciolacu, domnule, că nu stau eu fiecare știți ministru. Știți care mai e problema? Știți care mai e problema? Că vă zic din experiență... problema mai e în felul următor, că unele instituții mai au bani necheltuiți și așteaptă să vadă. Domn premier, o vrea banii ăștia să-i mute în altă parte. Păi cum să nu iau? Cum? Deci pe ce să-i cheltuie, domnule? Pe agende, pe pixuri la sfârșit de an? Ai, domnule, și pe calendare? Și pe cadouri de Crăciun? Păcănele, s-or duce toți la păcănele. Nu, ajungem și la... mai, nu, domnule. Mai ajungem, că mai stați un pic, mai stați. Dar ce vrei să fac? Să mai accept să se întâmple ce se întâmplă în fiecare an? Să dăm, domne, știți, am avut locuri vacante. Așa. Eu le bugetez. Da. Nu le acopăr. Am șef de servicii care are un singur angajat, dacă e și acela. De obicei ești șef de servicii și ai 10 locuri vacante sub. Normal că le-ai bugetat, pentru că altfel nu poți să fii șef de serviciu. Acum când am venit, uite, Ciolacu scoate niște locuri fantomă. 200 de mii. Nu sunt fantomă, că scăpăm de... O să vedeți cât mii... Ce economie face școala 200 de locuri? Să vedeți câți mii de șefi de serviciu. Toate au fost bugetate, domnule. A, da? Toată lumea spune, nu au fost bugetate. Toate au fost bugetate? Bine, hai să văd dacă au fost sau nu bugetate. Eu vă spun că au fost bugetate. Ce economie face școala 200 de mii de locuri? O să fie economii de la cheltuieli. Problema este că trebuie să existe un T0. Nu mai poți să lași lucrurile așa. Măcar le-ai stopat. Și, pe urmă, prin reorganizarea, fiindcă eu creez acum legea care stă la baza viitoarelor reorganizări ale ministerelor. Trebuie să creez cadru legal ca să fac aceste reorganizări. Domn premier, dar îmi spuneți și mie de unde e avântul ăsta? Adică ați intrat în Palatul Victoria și v-aș oprea ce ați găsit sau ce? Vreau să fac reforme. Păi asta nu trebuia să o faceți, să fie mai întâi promisiune electorală, votați programul ăsta electoral, că reformă... Pentru că nu mai putem. V-a mandatat cineva să... Nu mai putem. România se blochează dacă nu începem să luăm măsuri. Da. Dom'le, nu e un jandarm Comisia Europeană. Nu ți impune nimeni nimic, dar sunt niște reguli pe care ți le-ai asumat când ai intrat în Uniunea Europeană. România are un parcurs foarte clar către aderarea către OECD, care e foarte importantă, economic, să fie în rândul țărilor dezvoltate. Și, pe urmă, avem marea miză fondurile europene. Reformele din PNRR, nu neapărat banii din PNRR. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Reformele din PNRR se suprapun cu reformele cerute de aderare la OECD. Drumul României trebuie să fie înainte. Cu toate riscurile. Asta ne dorim cu toții. Domnule, nevoia asta de bani la buget a generat... Nu este o nevoie de bani. Cum, domnule, dacă e o gaură... Este nevoie de un echilibru. Am înțeles, ăsta vine cu timpul, nu vine dintr-o dată.
Vine din bune practici și din... Nu, dar e normal ca să existe facilități de 75 de miliarde? Că le-am dat eu, domnul premier. Dar nu, stați că nu le-am dat nici eu. Dar apropo de facilități, se pare, v-ați dus la Coca-Cola, le-a spus suprataxă pe zahăr, da? Și le-a zis că le dați banii înapoi. Dacă la vin, cea mai profitabilă dacă companie vin, din lume. Dacă, nu numai lor, la printre toată industria. Care? Și Pepsi? Da, eu, de ce-am căutat? Ce-am căutat eu la Coca-Cola? Au făcut cel mai bun program de returnare. Este primul program din România, așa, la acea valoare, făcut de Coca-Cola. Cum să nu-i laud? Suntem restanță, suntem aproape de infringement pe aceste programe care nu s-au implementat în România. A venit o companie serioasă, așa, și-a asumat acest program, a venit și statul român cu ajutor de stat la acest program. Așa. Da? Ca pe urmă să nu ajungem în infringement la Uniunea Europeană. Peste tot în Europa se întâmplă acest lucru. Eu am spus foarte clar. Deci n-am înțeles. Dom'le, dacă v-am supraimpozitat, așa, la zahăr, păi ceea, ce mi, se pare, ceea ce mi se pare normal, nu neapărat pentru bani, pentru sănătatea omului, peste tot. Dom'le, nu e recomandat să bei produse cu zahăr mult. Asta este. Așa. Sunt doctori care au demn, nu sunt medici. De ce le dați înapoi? Peste tot în Europa. Dacă vii cu programe, păi și ce programe de dezvoltare au pe teritoriul României, domnule, nu tu neapărat Coca-Cola, orice companie. Asta este atributul asta statului. Știu, domnule, asta înseamnă eficiența statului. De la Coca-Cola, eu nu am venit, domnule, să... producția eu din Europa de Est în România? Nu, asta să nu adică... credeți că din taxa... Nu înțeleg. Vă explic imediat. Nu credeți că din taxa de zahăr... Vă contrazice singur. Mai devreme îmi spuneați, domnule, dacă ai avea banii de la TVA, dacă ai avea banii din evaziuni, da, dacă am avea un sistem bugetar mult mai, nu atât de, da, supradimensionat, statul român ar avea bani și ar fi un echilibru. Păi și cu ce m-am contrazis? Păi nu. Și acum, dumneavoastră, credeți că statul român s-a îmbogățit din supraaccizarea zahărului? Acolo s-a făcut un lucru de principiu, domnule. Nu de, păi nu o nevoie, eu nu înțeleg principiul. Nu o nevoie de implementa principiul. Pentru că vedeți, pentru că același lucru, aceeași greșeală o faceți și cu PNRR-ul. Când vorbiți de PNRR, vorbiți doar de bani. Nu, domnule, PNRR-ul are fundamentul PNRR-ului, sunt reforme. Păi da, păi și pe care nu o facem, că noi la pensii speciale ne ia durerea. Eu am luat banii la produsele Zahara, în primul rând pentru sănătatea românilor, domnule. Fiindcă așa au recomandat. Așa e recomandarea la se vinde fără zahăr de mâine. Domnule, poate când te uiți pe raft și vezi că Coca-Cola cu zahăr e mult mai scumpă decât cea fără zahăr, poate preferă copilul meu, așa, să bea fără zahăr. Domnule, Pepsi, toate astea, e ca un să lucru, nu pară că face reclamă. E un lucru bun. Dar nu, dar sunt în continuare nu neapărat niciodată, să știți. Dacă tu vii o companie mare și reinvestești în România, păi asta zic, mai ales v-a arătat un program de reinvestire, păi de tocmai dezvoltare. De aceea am fost la ei. Aha. Pentru că au terminat un program împreună cu statul român, okay, primul program pilot. Da. Ce am zis rău? Nu ne-ați trebuit luați după ce a ieșit. Au, uite, dă banii la Coca-Cola. Zici, domnule, nu înțeleg nimic. Ieșiți, domnule, mai des să explicați. Pentru că ei sunt, dacă ei nu înțeleg cum funcționează o economie, cum să nu vin eu acum, să ajut? Deci, mă uit, te uiți la balanța comercială. Da. Noi avem o balanță comercială negativă. Domnule, mai stați am, ca să știu să le zic. Mai stau 2-3 minute. Mai stau. Am scăzut la ea aproape 3 miliarde de euro. Te uiți unde este deficitul comercial. Și atunci, tu stat, ca să fie eficient și să-ți echilibrezi balanța comercială, domnule, avem la... importăm aproape 60% din materialele de construcție. Vorbești cu actorii principali, da, cu constructorii. Vezi, domnule, la cât timp vă vin materialele? Domnule, avem un decalaj de 3 luni, 6 luni, care se reflectă în șantierele de pe teritoriul României. Normal că atunci am vorbit cu Ministrul Economiei, domnule, fă o schemă de ajutor de stat pentru cei care dezvoltă producția de materiale de construcții pe teritoriul României. Cine mai? Mai avem un deficit foarte mare la produsele alimentare. Culmea, grânarul Europei, în momentul acesta, mai mult exportă decât produce în România. Și am cerut Ministrului Agriculturii și o să intre, dacă n-a intrat la APIA, în transparență, programul cu Alin Invest pentru să ori să-ți extinzi capacitatea de producție existentă pe care o ai, ori să vii cu
capacități de producție noi, unde vine și statul român cu ajutor de stat. Toate aceste lucruri, cu adevărat, necesită timp. Da. Dar decizia este a guvernului un. Dar nu e normal să fac o analiză unde intervin. Nu e normal să mă uit la anumite programe. Dom'le, funcționează? Ele au adresabilitate în industria românească? Sau cumva eu dau bani de la statul român ca unii să cumpere din import? Uh-huh. Înseamnă că nu sunt, n-am minte. Nu, că eu, asta eu am înțeles, nu, nu, domn, domn premier, eu am înțeles eu că trăim într-o Europa liberă. Bun, eu dar asta... eu am datoria, eu, da, statul român, da, să vin, să iau niște măsuri, să-mi ridic economia. Nu, că inclusiv nu contează, eu m-am întrebat dacă v-au prezentat că, cei în speța, din speța că, asta, da, un plan de dezvoltare, de investiții, ca, de, ca să merite ce, deci, acel... Eu, căci că avem un, eu ca, aflat, declarat, avem un gentleman's agreement pe returnare. Adică, cu alte cuvinte, nu e o lege care la fel ca și astăzi, mă aflam, nu știu cât au investit atunci, vreo 17 milioane a băgat și statul român în investiția lor. Da? Ca ajutor de stat. Pe zona de mediu. De colectare. Uh-huh. Dom'le, dacă... Asta e datoria mea statului român. Eu nu fac diferența în... Toate companiile care activează pe teritoriul României și au domiciliu în România, fiscal, dom'le, sunt companii românești. Nu mă interesează acționariatul în mod deosebit. Dar eu vreau, când vin cu o subvenție către un cetățean din România, să încerc să încurajez, da, în primul rând, să cumpere din producția românească. Am văzut că v-ați dus la cumpărături, ne uităm imediat în coșul dumneavoastră, dar ca să lămurim de tot cu pachetul ăsta de reformă fiscală, cu 1% pe cifra de afaceri pentru companii. Da. A fost promovată, rostogolită ideea că, domnule, băncile tot de la noi vor lua. Cum? Păi nu știu, că vor crește unele servicii, vor crește și... Cum crească? Dobânda de referință? Cum? Acum să-i învățăm noi pe ăștia de la bănci cum să ne ia banii. Au avut cel mai mare profit. Eu am văzut că lumea nu a fost foarte deranjată și nu e o sumă foarte mare care să... Au existat niște discuții între Ministerul de Finanțe și reprezentanții băncilor comerciale, parcă 41 de bănci comerciale care activează pe teritoriul României. Deci, nu asta vreau să zic, dacă ați avut o înțelegere cu băncile, și... dacă au fost de acord. Dom'le, nu. Și am văzut că nu este un capăt de țară acele sume. Dar sunt corecte. Au avut cel mai mare profit din Europa, au avut în România. Și vă spun și de ce. De ce? Pentru că România are cea mai lungă graniță cu Ucraina. Deci automat că suntem o țară cu un risc, cu un grad de risc mai ridicat. La fel ca și Polonia. Și Polonia. Lăsați că fac cele mai mari profituri și înainte de război, și înainte de pandemie. Și Polonia nu, are, nu e doar la fel ca și România, are dobânzi mai mari decât restul Europei. Acest lucru se datorează în primul și în primul rând și acestui factor de asta și de acest curând, lucru vă spun, l-am discutat la Comisia Europeană. Dom'le, una e să împrumute România, una e să împrumute Austria când au târgul de Crăciun liniștiți la Viena, pentru că România ține spatele frontului cu Ucraina. Ultima dobândă la care ne-am împrumutat a fost de 8% noi ca stat în septembrie, nu? Nu știu. Cam așa. Exact. Trebuie să știm. Da. Trece de Curtea Constituțională... Nu decidă legătorii, păi nu este că, pe data nu, de 18. Nu, stați un pic, domn premier. Ne-a zis că e vitală această reformă și că... Nu, eu știți ce n-am înțeles? Eu știți ce n-am înțeles de la CCR? De unde lentoarea asta în a analiza o situație atât de alarmantă? Este o lege mai stufoasă. Ați văzut că n-am intervenit ca să dea un alt termen. Poate nu va exista nicio amânare. Mi-aș dori. Și noi, ca să știm ca cum, să, cum ca închidem, să închidem acest capitol. Da. Nici nu. Categoric, indiferent de decizie, o vom respecta și o vom pune în aplicare. Dacă nu trece de ce cere, domnule premier, n-am pierdut vremea. Vom veni cu modificări și vom veni din nou în Parlament. Pensiile speciale n-au trecut. Pensiile speciale, luni, au trecut de Senat, luni va trece și de Camera Deputaților și vedem dacă va mai fi atacată la CCR sau nu, sau va merge direct la promulgare. Sigur va fi. În momentul în care se închide și cu pensiile speciale, mai sunt vreo 3 jaloane, dar sunt pe împrumut, nu sunt pe grad, la energie și s-a mișcat. Așa. Ministru chiar erau vreo 7, au rămas vreo 3. Mai e un singur jalon care este pe granturi la învățământ. Doamna ministru, trebuie să închideți foarte multe contracte. De 3600 de contracte, e normal.
dar le va închide jalonul fără nicio problemă. Și mai era la SGG un singur jalon de îndeplinit. În acel moment se depune în termenul de până la 1 noiembrie cererea de plată numărul 3. Și deci credeți că va fi aprobată în baza acestei lege a pensiilor speciale? Că asta era întreaga mare încercare. Dar formula asta pe care o gândiți, domnule premier... Cererea de plată numărul 3 trebuia depusă în martie. Da. Da? Adică să lămurim și lucrurile acestea. Suntem în octombrie. Suntem în octombrie, dar de această dată toate statele membre, puține state au ajuns până la cererea de plată numărul 3. Da? Noi am încasat și toți banii de la cererea de plată numărul 2. I-am pus la treabă sau în continuare ne rugăm, mai ținem în trezorerie să facă s-au ridicat, s-au făcut apele de proiecte. În momentul acesta încep lucrurile să se mărească. Uitați, s-au semnat contractele la învățământ, unde sunt foarte mulți bani, aproape 2 miliarde de euro. Uh-huh. Deci sunt bani, maturitatea, să fiți ferm convins, va fi 2025-2026 când vor ajunge toate proiectele la maturitate. Dar între timp, cu fiecare cerere de plată, tu vii și faci reformele care sunt antemergătoare. Să vedem dacă le facem. Ce e un lucru extraordinar. Toate au cadru legislativ și altfel nu-ți decontează. Și ziceți că ne iese asta cu pensiile speciale până la urmă. Eu cred că va fi acceptată varianta care va ieși din Parlament de această dată. Dar în ce variantă iese din Parlament? Cea pe care o cunoaște toată lumea. Este varianta, mai erau la magistrați acele discuții cu până când se prelungește termenul de pensionare și pentru cei în activitate, totuși să nu decapităm toată justiția, să venim să aplice de mâine, să rămânem, intrăm în altă belea, fiindcă noi mai avem un jalon de îndeplinit. Uh-huh. Dar nimeni nu spune în care să avem 85% dintre ei la Ministerul Public angajați. Dacă vii cu o decapitare și trebuie o forțare de a ieși la pensie, fiindcă e un drept câștigat, și nu poate să, o lege nu poate să fie pentru trecut, e întotdeauna pentru viitor, ca să știți. Știm. Da, știm. E ceva elementar. Păi asta zic, n-au ce înțeleg. Să piardă de vreme ce eu ce nu drept înțeleg câștigat. Este ipocrizia. Care? A cui? Mă, cât de ipocrit poți să fii? Să ataci la ce cere? Toate aceste măsuri fiscale. Pe care le-ai băgat în PNRR. Tu le-ai trecut în PNRR. Ți le-ai asumat în PNRR. A venit Ciolacu, fiindcă tu nu ai făcut nimic și tu ataci la CCR exact ce cu mânuța ta ai trecut în PNRR. Și să iei la televizoare e o nenorocire, vă impozitează. Dar tu le-ai trecut. Pe baza unor inechități descoperite. Vine campania, domnule premier. Fiecare trebuie să facă ceva fiscal. Să se deosebească de celălalt. N-ar fi bine totul să mai facem ceva și pentru România. Dom'le, hai să vă grăbesc un pic, că scrie lumea, suntem pe depășire. Așa, ați fost la cumpărături. Dați în coșul domnului premier. Ce a cumpărat domn premier de 100 de lei? Am văzut... Nu, dați... Așa. M-am uitat și eu pe... Ulei, așa, parte de pasă. Ulei, zahăr, salam săsesc. Eu acolo m-am oprit. Salam săsesc și... E o ironie sau chiar vă place salamul săsesc? Nu, îmi place. Doamne ferește. Mai dați lista o dată pe stop, vă rog, ca să vedem ce a mai luat domnul premier. Ați... Da. Dar nu m-a dus capul unde m-a dus pe noi asta. Acum am procesat. Eu nu mai la răutății stă capul, ce să fac. Pele mea de oaie, mere... V-ați uitat dacă sunt românești de import? V-ați spus, sunteți atent la etichetă? Toate sunt românești. Toate românești? Da, absolut toate. Produse. Da. În România se poate produce orice. Fără, dar ce ați vrut să transmiteți cu treaba asta? Cumpără românești, ați participat la lansarea unei campanii. Care e sensul? Trebuie, vedeți, până acum e un slogan. Cu toți îl mai folosim și dumneavoastră, poate în emisiuni, și oamenii politici. Trebuie să încercăm să nu mai fie un slogan, să fie, să ne vină firesc. Când ai intrat într-un magazin, întâi să-ți cauți produsele românești. Lucrul acesta, să știți, că îl fac și germanii, îl fac și francezii. Toată lumea face acest lucru. Dom'le, prima oară mă duc și mă uit întâi de produsele românești. Cazul în care nu mi-acoperă gama de produse, cu toate că producem absolut orice.
toată gama de produse românești, atunci am ajuns la 8,8, 16%, să știți că a fost inflație. Dacă nu interveneam și dacă nu erau acele scandaluri interminabile în coaliție, și aduceți-vă aminte un prim-ministru de tristă amintire care spunea... Care, domnule, că ați invocat atâtea personaje și nu știu la cine vă referiți exact. Care spunea, domnule, nu interveniți în piața liberă. Da. România avea o inflație de aproape 30%. Deci spuneți că măsura dacă cu care ați început guvernarea, aceea de ajustare a prețurilor, dacă nu veneam, a scăzut inflația? Păi am ajuns la 8,8. Mm-hmm. Cum credeți că măzluiește Ciolacu? Se întâmplă ceva? Repet, am bagheta lui Harry Potter și schimb eu. Mm-hmm. Normal, pentru că e un lucru deja pe care îl urmărim profesionist. Dom'le, de unde crește inflația? Care este de la produsele alea? Care sunt, unde e puterea de cumpărare a românilor? Cât mai ține acordul ăsta de reglementare a prețurilor? O să-l prelungim pe 3 luni. Încă 3 luni? Pe 3 luni, da. Păi adică până perioada, după sărbători. Vine perioada de sărbători. Uh-huh. Și a zis domnul ministru că o să aibă o discuție cu retailerul, cu procesatorii, cu distribuitorii, să vedem, poate identificăm și alte câteva produse care sunt produse de sărbători, de sezon. Am înțeles. Ne apropiem de final, dar nu pot să nu vă întreb și de lupta cu păcănelele și cu... Va continua. Am trecut prima lege. Nu asta era întrebarea. Întrebarea era, cine va amenința de un premier? Adică trăim într-o țară în care cineva își permite să amenințe un premier? Ce mai întâmplă, dar nu. Întâmplă peste tot. Nu mă deranjează. Bun. Să ne luăm în serios. La modul serios, cineva ce v-a zis? Dacă ei de 30 de ani fac ce vor în domeniul ăsta, sună fantomatic așa, ei. Care ei? Ei, care s-au ocupat cu acest domeniu. Și nu, eu nu vorbesc aici. Sunt companii foarte mari. Nu poți. Unii să ai sediu social în România și sediu fiscal, alții să-l ai în Transnistria sau în nu știu ce insule. Unul să plătească 15%, unul să plătească 1%. Așa. Nu poți să accepti așa ceva. Acest lucru a fost acceptat în România. De fiecare dată, ordonanțele, cât timp ei au fost la masa guvernului, lângă primul ministru al guvernului. Dumneavoastră știți, vă mai amintiți, că de fapt știți foarte bine, domnul Cristache, că nu aveai voie, noi nu aveam voie să ieșim pe stradă, erau închise spitalele. Da? Bolnavii cronici nu aveau acces. Și guvernul acces. Reglementa pentru păcănele. Păcănelele erau deschise. Da, da. Cum să nu, că dacă n-am criticat măsura... Au fost exceptate. Da. Da. Nu vi se pare că este corupție guvernamentală? Cum adică a închis spitalele? Dumneavoastră faceți acuzele astea. Închis spitalele. Păi atunci, cu ce avem de-a face? Faptul că le-ai uitat să le trege una, o misiune. Dar faptul că ai scris negru că sunt exceptate. Uh-huh. Iar unul dintre jucătorii chibiți, că el nu e un jucător, de pe lângă mari jucători în această zonă, era la masa guvernului. Și tu dai ordonanță și au excepții. Păi ăsta e trafic de influență. Era trafic de influență. Deci mama mea, Dumnezeu să o ierte, nu putea merge în premier. Spital să trateze de cancer, dar la păcănele putea să meargă. Despre ce vorbim aici, domnule? Bun, dar bănesc că statul are nevoie de încasările de pe urma acestei industrii. Asta e partea cinică a situației. Nu. Nu este niciun nimic cinic, domnul. Păi atunci le închidem de tot. În primul rând, păcănelele în zona rurală nu au ce căuta. Așa. Nu ai ce căuta cu păcănele în fiecare bar, în fiecare comună, în fiecare sat. De acolo trebuie să dispară primele. Cumva credeți că banii, dacă oamenii nu-i cheltuie la păcănele, nu cheltuie, nu consumă alte lucruri care se întorc prin impozite și taxe? Sigur. Asta e, cum să spun, această explicație nu poate să fie mai grotească. Cum adică dacă, domnule, eu trebuie să încurajez oamenii să dea la păcănele. Nu, domnule, dacă nu-i dă la păcănele, oamenii au grijă de familiile lor. Își cumpără alimente, își cumpără ce le trebuie în casă. Ei, în loc să-și schimbe televizorul sau să cumpere alimente, să-și hrănească copiii, se îmbătau și mergeau la păcănele în sat și se duceau acasă, mama, am pierdut toți banii de salariu. Cum adică? Eu să mă bucur statul român că îmi vin nu știu ce venituri. Veniturile respective o să-mi vină, domnule, se echilibrează piața.
Da. Cum să... Eu, prim-ministru al României, să spun acest lucru. Să dau aviz negativ pentru astfel de lege, că domnule mi-aduce venitul. În 30 de secunde, cum reglementați situația asta? Ce urmăriți să faceți concret? Să le duceți în afara orașelor, am înțeles, să le scoateți din comunitățile rurale? În comunitățile rurale trebuie scoase rapid și pe urmă, într-o perioadă de timp, organizate ca în toate statele civilizate, în afara orașelor. Unde există fiscalitate, pot fi controlate și cu asta s-a încheiat. Și scurt, cu cash-ul ce aveți, domnul premier? Cu cine are cu cash-ul, domnule? Nu aveți cash la dumneavoastră? Băi, eu am. Toată lumea. Poți să cheltui până la 5.000 de lei. Da, dar scade 2.500 și după aia 1.000 de lei. E progresivă treaba. Unde, domnule? Eu pot să cheltui câți bani vreau, domnule, câte 5.000 de lei. Lăsați-mă în pace. Acum? Ce problem? Da. Aha. Dar că... Da, nu... Cu adevărat. Dar nu care... mai pot. Nu mai pot la dumneavoastră, agent economic, să mă duc să-mi cumpăr Ferrari cu sacoșa. N-are nimica cu niciun cetățean și cu niciun cheltuie, domnule. E o poveste scoasă, ca și multe alte. Vă aduceți aminte cu legea că se fură copiii românilor? Știți foarte bine că nu fura nimeni, din potrivă. A, aia lui Firea? Nu, se protejau, cerută de Uniunea, unde se protejau, de fapt, copiii, nu se furau. Suntem în aceeași paradigmă. Nu mai furăm copiii, desființăm cash-ul. Caută cineva cash-ul românului. Păi când o reglementați la 5.000, 2.500 și 1.000 de lei, pe mine mă interesează. Pare că căutați. Pe mine mă interesează. Și vedeți care e ironia situației. Că nu mai era spuneți plafon de casă la specialiștii din Ministerul de Finanțe blochează asta ANAF, digitalizarea ANAF, dar pe de altă parte, alți specialiști din Ministerul de Finanțe sunt niște vizionari, domnule, și luptă cu cash-ul, că e multă... Dar nu e... Nu... Păi, domnule, nu mai exista plafon de casă la companii? O știați pe asta? Adică puteai să ții numerar cât vrei tu. La fiecare companie. Vrei 10 milioane de euro, tu îl ții în casă. Ca așa vrei tu. Ce sunt? Dacă cumva prin... fac eu control încrucișat și cumva nimerez la tine, te întreb, domne, ai aici lipsă 10 milioane, iai la tine? Da, iau. Dar care e sensul acestei măsuri, domnule? Să faci evaziune fiscală multă prin cash? Păi de unde e, domne, evaziunea? Nu... Deci combate. Adică vorbim de ea, ne plângem de ea, când începem să luăm măsuri, de ce le luăm? Păi da. E ca, nu știți, că cu românul e complicat. Ai fest, dar ce n-ai țigări? Am înțeles. Da, bun. Și ultima chestiune politică. Faceți alianță cu PNL? Nu știu, vom vedea. În acest moment... Ce scenarii aveți în analiză? În acest moment... Ieșim acum, imediat. Toată lumea le presează, domn premier. Da, în acest moment este o coaliție. Este o coaliție decisă, la un moment dat, de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Și cred că și am arătat și că suntem Iohannis. Doi oameni responsabili și nu e o coaliție nici pentru PSD, nici pentru PNL. Pentru nu este o coaliție nici că PSD-ul se iubește cu PNL-ul, nici că PNL-ul se iubește cu PSD-ul. A fost o coaliție într-un moment foarte dificil la România. A fost o coaliție pentru România. Dacă vom reuși să ne ridicăm la așteptările românilor și venim în fața românilor cu un program de țară coerent, cu o perspectivă cel puțin pentru următorii 4 ani și vedem că românii au încredere în noi, cum și până acum totuși am adus o stabilitate în România, sunt investiții în România, am trecut de o groază de crize suprapuse. Nu vreau să mă gândesc să fi fost o instabilitate și politică în România. Dacă credeți că România așteaptă alianța asta cu PSD-PNL, așa mor de dragul alianței? Nu e vorba de... E vorba de România și de stabilitatea României. Aia, când o băgați pe asta cu patriotismul, se justifică aproape orice. Domnule Ioan, dacă suntem credibili, e posibil să ajungem la o alianță. Dacă nu suntem, atunci vom vedea după alegeri dacă mai facem o coaliție sau nu. Primul hop sunt europarlamentarele. Acolo mergeți împreună sau separat? Nu avem nu am avut o discuție aplicată. Sunt părerile împărțite. Și în interiorul Partidului Social Democrat și în interiorul Candidatul Partidului Național. Candidatul unic la prezidențiale, dacă vă decideți? Cele mai importante alegeri sunt primele alegeri. Europarlamentarele. Eu, în fața colegilor mei de la Partidul Social Democrat, voi răspunde pentru alegerile europarlamentare. După ele, sunt ferm convins că ne vom strânge și vom lua decizii. Deci știrea este că primul hop îl treceți separat. Nu avem o decizie luată în acest sens. Și când o veți lua? Sunt în timp util, avem alegeri. Sunt pe 9 iunie.
Păi nu știu că dumneavoastră ați generat dezbaterea asta publică, nu noi. Dumneavoastră ați ieșit cu declarații, peneliște. Este un lucru bun să vedem reacțiile românilor. PNL au zis prin ei înșine. Vroia să iau vreo decizie politică. Prin noi înșine, cumva. Nu, nu. Vroia să iau o decizie politică pe care să nu o cunoască românii? Vreau și să văd reacțiile românilor. A, deci testați reacții în momentul de față. Să vedem, domne, e bine, este rău. Parcă la dumneavoastră, în emisiune, am promis că eu nu mai mă îndepărtez de agenda românilor și nu o să o fac. Bine, cu acest gând zic să ne luăm la revedere, domnule premier, că am depășit cu vreo 20 de minute, sper să ne ierte cei din regie și staful dumneavoastră și toți cu care am agreat această formulă. Vă mulțumesc și pentru transparență, și pentru sinceritate și pe domnul Pieleanu, care ne așteaptă după publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în scurt timp.